De la A la Spartan, cum ar veni, nu? Sportul e un mod de viață. Toată lumea găsește scuze, da? Și toată lumea arată cu degetele, mai puțin pe ei. Nu-mi place alcoolul, nu-l înțeleg și pe mine cum mă doare la bască să mulțumesc pe cineva. Păi Vlad, în primul rând, ar trebui să uite în oglindă, să dezbraci complet așa, zică, bă băiatule, vreau să schimb ceva la mine. Hei, stai un pic! Dacă apreciezi conținutul podcastului nostru, abonează-te pentru alte episoade interesante. Salutare, prieteni de vineri! Eu sunt Vlad, alături de mine este Ion și în partea cealaltă a mesei este Iulian Sandu. Pe Iulian îl știu de pe internet, mi l-a recomandat George Dinu, un alt prieten de-al nostru de vineri, cel de la școala de dans Phoenix, care a zis că dacă vrei să scoată cineva untul din tine, Iulian este cel mai indicat. Da, bine, vreau să aflăm mai multe despre cine este Iulian Sandu de la el însuși. Fă-ne un mic istoric așa al vieții tale. Golan. Golan. Cum ai zis tu când am venit? Nu, acum într-un ton mai serios. Foarte pasionat de sport. Chiar dacă nu am făcut performanță extraordinar de mare până acum, să spun că de acum încolo tind să fac din ce în ce mai mult. George a venit la mine nu având nevoie să slăbească. Evident, da. Majoritatea pentru asta vin să slăbească, să zicem așa. Dar George a venit pentru a se mișca puțin, el oricum fiind instructor de dans, se mișca, cred. Treaba cu untul... Să spunem că sunt un tip mai sever. Sever din punct de vedere al mișcării. Adică societatea asta noastră e foarte puturoasă. Deci, aprob, eu mă înscriu acolo. Nu e neapărat de și voi. Și eu sunt printre... Da, e foarte puturoasă... Poți să îndrept microfonul spre gură? Da, sigur. Adică nu gura spre microfon, așa. Ok, așa. No. Da, societatea noastră e foarte puturoasă. Sunt foarte bine cunoscut pentru faptul că nu ocolesc să spun lucruri pe nume, așa că dacă îmi vine cineva gras sau uite că nu are o problemă, ci e gras, puturos și nu vrea să facă mișcare, să fac ceva pentru el. Nu, mulțumesc. Istoric vorbind... Practic sport de mic copil, diferite sporturi. Am început cu atletism, karate, box puțin, după care lupte. M-am oprit la kickbox pentru o perioadă bună. După kickbox am descoperit partea de spartan. M-am implicat mai mult, am descoperit jiu-jitsu, de aici le fac pe toate în același timp și cam asta e viața mea sportivă, adică pur și simplu de dimineață până seara cam asta fac. Am văzut că ești și luptător de K1 sau? Luptător de K1 nu, am practicat și pe plan competițional puțin. E necesar să fii finanțat din punctul meu de vedere, ai nevoie dacă vrei să și muncești și să faci performanță, nu prea poți să le faci pe amândouă dată, e dificil. Eu am încercat să îmbin partea de sport cu a face și partea de financiară. Mi-a reușit până acum, cam spre asta am țintit. Am avut o bună parte de timp în care am făcut fotografii de eveniment, fotografii de club. Câțiva ani buni care m-au ajutat să-mi susțin ideea pentru care făceam toată asta. Păi și Vlad e fotograf și n-are tablă de șah pe burtă. Păi dar nu-i trebuie tablă de șah. Nu cred că Vlad, după un eveniment, faci fotografii de eveniment? Nu mai fac fotografii de eveniment. Nu, faci fotografii. Ai făcut fotografii? Am făcut. Ok, să-ți dau un exemplu. La fel ca și după fotografia de eveniment sau după fotografia de club, eu înainte să mă culc, mă duceam și mă antrenam. Lucru care marea majoritate preferă să nu-l facă, să duc acasă, zic că n-au timp.
Am crezut multă lume că n-are timp până la un moment dat. Dar când mi-am demonstrat mie și celor din jurul meu... Bă, eu zic să oprim aici podcastul cu băiatul ăsta. Cât timp se simte Vlad prost că nu făcea sport de fotografie? Vreau să te întreb, ai menționat de Spartan. Ce este acest Spartan? Conceptul Spartan. Păi, conceptul Spartan e oarecum simplu. E de a scoate un om din confortul lui și a face lucruri care credea că nu poate să le facă. În primă fază e parte fizică, să zicem. Dar atâta timp cât tu nu te miști și începi să te miști, automat e o ieșire din normal. Conceptul de Spartan la noi în țară a apărut acum 3 ani de zile. Prin Spartan România a fost prima cursă de Spartan la Brașov. Eu știam deja de partea de Spartan, dar n-am avut cum să mă deplasez către concursurile de genul. Atunci când a apărut la noi în țară, clar, am fost prezent. Era o idee care îmi plăcea destul de mult și am zis să testez. Eu în momentul acela oricum mă antrenam similar cu cam ce se cere. Drept urmare, la prima participare am ieșit parcă pe 4. Dar în ce constă un concurs ăsta de Spartan? Un concurs de Spartan, mai pe scurt, e un concurs de obstacole plus alergare. De exemplu, pleci de la punctul A, te duci către punctul B, între punctul A și punctul B ai un număr de obstacole în funcție de proba la care participi. De exemplu, dacă ești la sprint, îți 3 probe. Sprint, super, beast. Sprintul 5 km cu 20 de obstacole, superul 25 de obstacole cu 10 km și beast-ul care este 30 de obstacole, plus 30 de obstacole, poți să ai puțin mai multe, cu 20 de km de alergare. Asta cu 5, 10 și 20, ei nu au exact distanța asta. De exemplu, am participat în Austria la Spartan super și am avut 17 km, având în vedere că cursa de super ar trebui să fie de 10. Deci nu am un tip. E 10 plus, 5 plus sau 20 plus. Și obstacolul e un gărduleț din ăla? Obstacolele sunt diferite tipuri de obstacole. Sunt obstacole obligatorii, obstacole care ai pedeapsă, da? Și obstacole care treci, nu prea ai cum să nu treci de ele. Și aici poți să enumăr. De exemplu, după start, imediat după start, intri într-o groapă de noroi. Și ăla e obstacol. Și ăla e un obstacol. Aha. Ai intrat în ea, este obligatoriu să intri. Ieși și te duci mai departe. Dai de garduri. Gard mic, gard mare, gard mic, gard mare. Mergi mai departe. Mergi. În teorie mergi. Alergi. Ud, cum ești. Diferă vremea. E multă lume. În general e într-un relief montan. Da, mai sunt și curse stadium, cum să zice așa, dar alea sunt mai mult așa ca să vadă omul de oraș, băștinașii, cam cu ce se mănâncă. Sau asta e treaba. Dar conceptul Spartan e mai agresiv, așa, ceva să te scoate din mediul ăsta urban. Da, să zicem că îl iei pe pană și îl faci Spartan. Așa. Cât timp? Să presupunem că te-ar asculta... De la A la Spartan, cum ar veni, nu? Da. Să spui așa. Păi ar trebui un minim de 3 luni de zile ca să înceapă să își dea seama că e ceva sub burtă. Adică un minim de 3 luni ca să înțelegi că poți face altceva în afară de să mergi corpul tău. Și când zic altceva, de la TTR, la sări, a urca, escalada, etc. Deci, minim 3 luni ca să-ți creezi un obicei. După care, ori se prinde de tine, dar în general se prinde toată lumea. Proporția de oameni care învin și pleacă e foarte scăzută. Adică majoritatea care au venit, au rămas sau s-au întors. Deci ca variantă de mișcare mult mai practic. Poți să o practici atât cu mine cât și fără mine. Și eu încurajez oamenii să miște. Cam asta este și idealul. Că merg sub denumirea de Spartan, e doar ca și cum ai fi un brand ambasador care propagă mai mult
ceea ce îi place. Brandul tău e Chimpanzeu ăla. Da, brandul meu e Functional Camp, chestia cu maimuța. Am mai fost întrebat de ce maimuța. Din punctul meu de vedere este cea mai eficientă primată după om. Înțelegi? Adică după unii. După unii oameni. Da, care e maimuță? Chimpanzeu? Chimpanzeu, clar. Păi un chimpanzeu bate un om de... Clar. Nu. E, și Iulia nu e. Nu, asta e ultima. Sunt pacifist. Până, nu zic, până la bate un om fizic, nu... Da, da. Adică nu, e, abilități. E vorba da. Ca... Ne uci mușchi, capacități fizice și ce poate să facă cu corpul e o chestie superbă. Și noi, deci fiecare om, am oameni care nu aveau nicio legătură cu mișcarea și nu numai că nu aveau nicio legătură cu mișcarea, dar în general adultul crede că nu mai poate face lucruri de copii. Ceea ce este absolut prostez din punctul meu de vedere. La mine, în genul meu de mișcare, te părăști, te dai pe spate, te dai pe față, faci tombe, faci toate, adică poți să faci orice. Mișcarea nu trebuie neapărat să te duci într-un anumit sistem și să faci doar lucrurile alea. Asta e frumusețea la spartan, să zicem, că trebuie să te antrenezi per total. Apropo de treaba asta, unde o faci? Îți creezi tu în orice loc, nu știu, așa? Sau eu mă adaptez, în funcție de vreme, în funcție de loc. Deci nu am un... poți să-mi dai un 2 metri pe 2 metri pătrați și te leșin. Deci cam asta e ideea. Poți să faci... De asta nu cred în scuza asta cu timpul. Nu există. Dacă ai un obiectiv, mai devreme sau mai târziu oricum, și voi și alții vor începe să miște. Din necesitate, pentru că în momentul în care apar problemele, atunci... încep să dai mai mult atenție și o să vrei să te miști. Păi uite, de exemplu, am probleme cu upper back. Așa. Și aș avea nevoie de niște... Bine, dar stai, de exemplu, faci ceva în privința asta? Orice. Bă, în principiu, mai tund gazonul prin curte, mai ridic saci, mai din astea. Păi și când ridici saci așa, te trezești dimineața și iei sacul, îl pui pe spate. Așa. Ai, nu știi, la școală așa n-ai făcut puțină fizică, chimie, chestii, rece, cald. Dacă treci de la rece la cald, e posibil să te lovești puțin. Problema pe care o am este legată de un viciu de poziție, că lucrând la calculator tot timpul... Poți să-ți adaptezi poziția, îți ridici, de exemplu, îți ridici biroul. Eu aveam un birou făcut la comandă, tot așa, lucram, editam mult, știi cum e. Când te apuci de un eveniment foto, ai o leagă treabă. Am făcut un birou la comandă, îl aveam aici, pe înălțimea mea. Deci eu niciodată nu mă uitam în jos la calculator, aveam poziția spatele drept. Plus că ei de la scaun, dar scaunul din punctul meu de vedere este cel mai prost obiect care a fost inventat vreodată. Omul nu e pentru a sta pe scaun. Deci noi în... evoluția noastră. În evoluția noastră, exact. Noi ne mișcam foarte mult. Probabil de asta am și ajuns în punctul în care suntem astăzi. Datorită faptului că ne-am mișcat foarte mult. Înțelegi? Da. Adică asta ne aducea nouă mâncare, asta ne... prin asta am realizat noi tot. Înțelegi? Adică corpul tău este făcut să miște, nici de cum să stea pe loc. Iar în momentul în care tu stai pe loc, ori în pat, ori pe scaun, gravitația acționează. Super simplu. Și când începi, și să știi că nu este vorba numai de scaun. Foarte multă lume nu înțelege, la fel ca cum îl cheamă pe... Bogdan Pan. Bogdan? Nu înțelege că telefonul mobil este mobil, nu este fix. Da? Deci el numai faptul că stă cu capul în jos acum, 15-20 de grade, fiecare grad care tu te aplici capul, cu atât aplici mai multă presiune cervicală ta. Deci devin poate că în momentul de față nu-ți dai seama. E un lucru minuscul. Azi, mâine, îmi place să adun totul la 365. Da? Fac o flotare, de exemplu, fac o flotare pe zi, 365 flotări la an. Poate că nu pare mult când zici una,
dar la sfârșitul anului e ceva, pe lângă cel care n-a făcut nimic. Beam un pahar de bere în weekend, am 52 de pahare, o lună jumătate îți beat. Da? Cam asta. Tot timpul trebuie să te gândești la chestiile astea. Uite, așa matematica, simplu, nu mi-a plăcut matematica niciodată, dar am învățat să o aplic destul de eficient la mine. Să adaug. Tot adaug. Bei o Coca-Cola azi, am băut o dată pe săptămână. 52 de săptămâni. Nu? 52, aha. Ai băut o leacă de Coca-Cola. Ori vreo 10 lingurițe de zahăr și așa, se adaugă. Poate la tine nu s-a adaugat atât de mult exterior, dar să știi că ai grăsime și pe interior. Da? Și băi, aici pot să discut până mâine. Din nou s-a luat de noi, nu știu, eu... Da, brusc mă simt extraordinar de vreo 20 de minute așa, parcă îmi vine să... Nu mă glumesc. Vreau să te întreb, bineînțeles, cred că mulți te întreabă treaba asta, care e cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut, nu știu, traseu sau greu sau... Băi, sincer să zic, nu mă întreabă foarte multă lume treaba asta, pentru că de obicei lumea evită să poarte discuții cu mine așa mai elaborate. De ce? De exemplu, podcastul de față, cred că e primul podcast pe care îl fac eu ca invitat, pentru că, în general, oamenii de genul nu sunt atât de ușor de abordat. Ai văzut, programul meu este unul extraordinar de solicitat, adică, îți dau un exemplu, azi dimineața m-am trezit la 4:30, la 6:30 am avut antrenament, m-am întors acasă, am făcut ce treburi am avut cu fetele, am plecat iar, am venit la voi, acum plec direct la antrenament, după antrenament am alt antrenament, adică... Al tău sau îi antrenezi tu pe alții? Am meu. Ah. Deci am, pe lângă eu, diferența e că eu mă antrenez și cu ei, dar mă antrenez și separat. Adică, de exemplu, am antrenament cu grupul, mă antrenez cu ei, un antrenament din toate antrenamentele mele cu grupul, mă antrenez cu ei, dar mai am un extra antrenament în funcție de sportul pe care îl fac. De exemplu, azi o să mă duc la kickbox, în weekend am jiu-jitsu și tot timpul am alte antrenamente. Adică nu stau propriu-zis. Deci, practic, sportul e un mod de viață. Bă, da, nu este o chestie să zic că o fac, mă împinge cineva de la spate. Nu, eu pasiunii care mi-am găsit-o și pasiunea a fost transformată în o chestie care îmi și suportă viața financiar și mai departe o fac cam asta aș vrea să fac tot timpul, adică îi pus pe un pedestal acolo la mine. Mă trezesc cu asta în cap, așa cum faceți voi ceea ce faceți, podcastul sau orice altceva, când te trezești dimineața și băi, asta fac. Eu aia primul lucru, mi-am băut o cană de apă cu lămâi și am plecat la alergat. Fucking shit. Simplu și la obiect. Și cât alergi? Așa. Nu, distanța e irelevantă. La mine de-a lungul timpului mi-am conturat obiectivele, cum se cheamă, mi-am conturat antrenamentele în funcție de obiective și de ceea ce urmăresc să ating. Parte fizică nu mai am nevoie. Am mai bine de jumătate din viața mea. Am fost fit. Adică și sunt fit. Nu mai urmăresc chestia asta. Acum urmăresc alte competiții, lupte, ce mai am. Adică, dar tot timpul, că mi-ai spus de cam cât alerg, tot timpul am un minim, să zicem așa, săptămânal, un minim de 40-50 de kilometri care e alerg. Pe săptămână? Pe săptămână. Nu e așa, nu e așa de mult. Am prieteni care aleargă 50 de kilometri într-o zi, adică nu e... A, nu mă îndoiesc de faptul că poți, adică perpetu, asta e partea înfricoșitare. Pentru mine ce este important și ce ar trebui să fie important pentru toată lumea care vrea să facă mișcare, este să fii capabil și a doua zi să faci, și a treia zi, și a patra zi. Eu sunt capabil, de exemplu, să mă duc să alerg acum 100 de kilometri, dar știu că după 100 de kilometri, eu 3 săptămâni nu mai sunt capabil să fac ceea ce fac zilnic. Dar mă duc ca și fac 45 de minute dimineață, pot să fac și 45 de minute o oră seara, pot să fac și a doua zi, și a treia zi, și a patra zi. De asta fac de atâția ani, pentru că fac constant. Și asta se adaugă mai mult decât cel care face o dată de 3 ori pe săptămână, de exemplu. Că asta e un tipar clasic pe care l-alege lumea. Mă duc la sală de 3 ori pe săptămână, cred că e suficient. Dacă te iei după mine, nu e suficient. Nu e suficient nici de 5 ori pe săptămână. Adică
trebuie să faci parte din viața ta. Am înțeles. Și nu le apara la sală. Mișcare. Toate tipurile de mișcare. Toate tipurile de mișcare. Poți... Dar alimentația, ce importanță îi dai în toată ecuația ta? Ca să evit o întrebare care o pun majoritatea clienților și majoritatea prietenilor, nu sunt adeptul dietelor deloc. Mm-hmm. Nu există dietă. În momentul în care ai pus dietă, e ca și cum ai pus un mare stop în fața omului. Și omul ce face când nu poate să ia ceva? Și îl dorește din ce în ce mai mult. Și la un moment dat refulează. La un moment dat nu mai, că ți-o ia elefantul înainte, înțelegi, și tu ești setat că vrei chestia aia. Asta e referință la Mind Architect? Da, da, clar. Da, adică n-ai cum, obiceiurile nu poți să le dai la o parte. În schimb, poți să le înlocuiești. Uh-huh. Ceea ce este foarte practic pentru toată lumea. Example, please. Pe exemplu, de ce n-ai ales apă? Adică ai avut în față. Să ai impulsul către suc. Și dar n-ai stat o secundă. Ba da, am stat, m-am gândit. Eu chiar nu consum Coca-Cola în mod normal. Dar am zis acum, vreau să consum Coca-Cola. N-am nicio chestie. Da, dar te-ai gândit, de ce vrei să consum Coca-Cola? Păi așa, o plăcere vinovată de mea care o fac o dată pe lună. Aș vrea să trec pe la dentist, nu? Sau poate mai ia și pe mine niște dureri de burtă, cât tare mă simt bine, nu? Adică sunt niște chestii simple. Păi asta a fost folosit când a fost prima dată făcut ca și tratament pentru dureri de burtă. Da, avea și puțină coca în ea. Adică... Te lăsa ulea către... Te lăsa, te lua și după aia voia iar. Nu, ideea este simplă. Găsești scuze, toată lumea găsește scuze, da. Și toată lumea arată cu degetele, mai puțin pe ei. Deci orice problemă pe care o ai avea, indiferent că n-ai succes în... afaceri, n-ai succes în ceea ce vrei să realizezi. Ești singura problemă. Pentru că în ziua de astăzi ești în era, e cea mai bună ieră ca să trăiești, părerea mea. E cea mai bună ieră. Pentru că toată lumea ai 10.000 de posibilități să devii de succes. Doar dacă vrei. Și să stai să arăți cu degete, inclusiv cu alimentația. Alimentația pentru mine, din punctul meu de vedere, este un lucru super banal. Este de importanță majoră. Dar pentru că tu, ca o primată, da? Că noi asta suntem la urmă, suntem niște maimuțe care am evoluat într-o junglă mai mare. Da? Și ce facem? Noi dacă eram obișnuiți să mergem, să culegem, să vânăm, etc., acum ai avânat Penny pentru tine, ai avânat Lidl, ai avânat așa, hai că dau o tură până jos, am luat tot ce trebuia necesarul, zicem, pentru o săptămână, dar mulți iau în fiecare zi pentru o săptămână și fac acolo rezervă, stoc. Și logic, că tu la natură tu mănânci pentru că nu știi când mai prinzi. Cam ăsta este impulsul. Uh-huh. Mănânci mult mai mult decât ai nevoie. Deci de asta creierul tău ce face? În momentul în care tu îi dai, da? Și dă de gust, și majoritatea nu sunt așa benefici, să zicem că nu. Dacă erau așa benefici, nu mai cerea imediat. Da? Că nu vreau să intru în detalii din astea prea tehnici, că după aia vă nebunesc pe voi. Ideea e simplă. Eu am trei lucruri mari care le zic la oameni. 1. Apă. Nu alcool. Nu suc. Never? Nu-mi place. Mie personal am realizat că nu-mi place alcoolul. Că am băut, cred că, o gură de vin forțat a fost, că la cununie m-a forțat popa. Sărat. Dar nu-mi place. Deci nu-mi place alcoolul. Nu-l înțeleg, nu l-am înțeles niciodată, am 4 ani jumate de fotografie de club, pardon, n-am înțeles niciodată. Am băut înainte când eram mai mic, dar nu pot zic că am băut așa, m-am dat pe cap, peste cap. Repet, apă, da? Okay. Nu recomand nimic dulce. Și când zic dulce, eu chiar dacă îmi fac poftele din când în când,
da? Să zicem că îmi permit anumite chestii, permisul ăsta la mine este și foarte susținut. Eu sunt consumator de calorii, da, zilnic, fac o grămadă de mișcare. Eu pot să arunc o prăjitură sau ceva din când. Nu fac un obicei din asta. Dar tu care nu faci asta zi de zi, prăjitura aia s-ar putea să se adauge foarte mult la tine. Deci, eu recomand în prima, nu dulce procesat. Deci, vrei să-ți iei dulcile astea, învață să gătești. Da? E o investiție mult mai bună. Fă o clătită, fă o brioșă, fă ceva acasă. Chiar dacă îți pui tu zahăr. Bă, dar știi că ai pus tu. Înțelegi? Pe lângă că faci buzunarul mare la alții, faci și burtica mare la tine. Așa? Și mâncarea. Mâncarea, din punct... nu neapărat din punctul meu de vedere, din ce am discutat cu multă lume, din cursurile pe care le-am făcut, mi-a plăcut să fac cursuri cu oameni care au palmarez în spate. Și la fel ca ei, nu pun accent atât de mult pe mâncare. Și când zic că nu pun accent atât de mult pe mâncare, în momentul în care e băgat în cap unui om că trebuie să fie extra mega meticulos cu ce mănâncă, să aibă grijă, nu știu, e greu. Omul de rând nu stă el să ia la, să cântăresc eu acum ovăzul și pastele și așa. Nu, frate, eu iau o mână, iau două. Mănânci mai puțin decât consumi, dacă vrei slăbești. Totul merge pe deficit. Da? Nu stau și mănânc dimineață, prânz, seară și mai bag și gustări între, când eu am 45 de minute de efort pe zi. Nu se pupă. Adică tu de la o mașină, dacă ai plecat până la Brăila și înapoi, când vii înapoi, iar îi faci plinul? Adică comparația... Da, am înțeles și deci da. Nu are logică să-i faci plinul iar dacă tu mai ai rezervă o grămadă pe tine. Dar obiceiul ăsta de a mânca excesiv nu face decât să adaugi și adaugi bine. Și după aia poți tu să-ți faci foame cât vrei, că nu asta este idealul. E o greșeală foarte mare pe care o fac mulți, să-mi fometează. Înfometarea nu-i soluția, pentru că energia de unde e? O e din mâncare. Mai pe un cola mai. Chiar și așa, să știi că este foarte folosit Coca-Cola. Chiar și eu am folosit, de exemplu, când făceam ciclism, era ideal după ce terminai, da, să bei o Coca-Cola și mâncai un croissant, simțeai ca Dumnezeu pe pământ. Nu știu dacă ai avut vreodată sentimentul ăla să ai tunnel vision, pur și simplu, să fii așa de rupt, înțelegi, încât orice se părea că e mâncare. Și numai cele mai proaste chestii. Atunci vrei calorii la... Nu contează. Nu poți contează. Mi-aduc aminte de prima tură de 100 de kilometri cu un prieten, cred că îl știți și voi, Florin Mârza. Am terminat eu, am ajuns eu înaintea lui la BAC, ne-am dus aici la noi la Măcin și eu am ajuns înaintea lui, am luat cola și croissant și când a venit, primul lucru care l-a făcut, a lăsat bicicleta, s-a întins pe BAC și a luat Coca-Cola și croissant. Deci nu te mai gândești atunci la dietă, la nebunii, nu. Astea zis... Bine, dar și Florin e gras tare. Da, adevărul. Da, uite, Florin chiar dacă face munca eveniment, Florin vine la mișcare. El vine în continuare la clasele mele. Mm-hmm. Nu stă. Și am prieteni care fac fotografii de eveniment sau videografii sau, și nu se mișcă. Și se vede clar diferența. Se vede atât în energia pe care o are, cât și în fizic. La un moment dat să știi că nu mai pui atât accent pe fizic. Eu cel puțin acum, în momentul de față, nu mă mai pasionează atât de mult. Vai de unde să am pătrățele și nu știu. De ce umbli în pielea goală atunci? Pentru că dacă aș fi gras și aș umbra în pielea goală, ar fi urât. Da. Dacă sunt fit și umblu în pielea goală, iar e urât. Oricum nu o să pot să mulțumesc pe nimeni niciodată. Corect. Și pe mine cum mă doare la bască să mulțumesc pe cineva, eu mă îmbrac sau fac lucrurile care îmi plac asta mie. Asta ar fi a patra regulă, nu? Asta cred că aș fi o prima regulă. Fă tot timpul ce vrei tu să faci, atâta din cât nu îl deranjează pe cel din stânga sau din dreapta, fuck it. Adică eu
eu iarna mă duc și mă bag în gheață, pentru că îmi place, mă simt bine, da? Vlad poate îmi zice, bă, dar ești nebun. Tu poate îmi zici, bă, dar poate răcești. Eu zic, bă, dar mă simt superb, cam asta este șmecheria. Ieri, de exemplu, noi am alergat în pielea goară pe ploaia aia șmecheră. Mie mi s-a părut genial, dar toată lumea care trecea cu mașina ne claxona, parcă ziceai tu că eram la stradă. Păi cred că te salutau. Nu te salut atât de mult în lume. Ești cunoscut, dar până la un anumit moment. Adică, băi, la urma urmei trebuie să te simți tu bine cu tine. Și indiferent de deciziile pe care le iei, că-s bune sau rele, nu trebuie să-ți pară rău. Corect. Pentru că e o decizie de care îți pare rău, e mult mai dăunătoare decât una care nu-ți pare rău. Chiar dacă este proastă. Da. Nu mai poți să o schimbi. Și cum poate Vlad să vină la, să devină spartan? Ce ar trebui să facă? Păi Vlad, în primul rând, ar trebui să uite în oglindă, să dezbrace complet așa, zică, bă, băiatule, vreau să schimb ceva la mine? Dacă răspunsul este da, atunci trebuie mai departe. Să fac un implant de păr. Transplant, că implant nu. Transplant, da. Și asta este un lucru care l-am observat de prima dată când am intrat în, aici, în studio. Trebuie să începi să te accepti. Da, nu. Eu personal cu partea asta cu chelia așa, băi, am încercat să o ascund până la un moment dat când era, mă simțeam că am așa o parte din Băsescu, nu știam, bă, frate, aveam dubii, începeam să începem să o întreb pe maică-mea, mamă, n-ai am fost la București, flotă. Nu, ceva. Am vândut vreo flotă, da, nu înțelegeam și mi-am dat seama, băi, problemele astea pe care ți le faci singur, înțelegi? Sunt doar pentru tine. Da, normal. Înțelegi? La 30 de ani începi să-ți dai seama că nu prea te mai interesează ce spun lumea și cu siguranță pe la 50 de ani îți dai seama că nu-i interesa pe nimeni. Să ajungi de la 30. Amândoi? Mamă, e grav. Da. Okay. Eu vă dădeam mai mult la amândoi. Băi, grav. Nu, mă, glumesc, eu am 36 de acum. Am aproape 3. E mai ok decât cred. Nu suntem bine, dar nici. Bun, revenim. Sper. Dacă vrea Vlad să așa. Se facă așa. Să uite în oglindă, zice, băi, dar vreau să schimb ceva. Dacă vrea Vlad. Și s-a hotărât că vrea să fie spartan. Da. S-a hotărât că vrea să fie spartan. Păi, în primul rând, ar trebui să încerci să... Bine, acum dacă voi m-ați invitat pe mine, bănuiesc că întrebarea are și legătură directă cu ceea ce fac eu, partea de spartan. Atunci, poți foarte ușor să vii, să vezi cum stă treaba. Eu, în general, primesc pe oricine. Nu contează vârsta, nu contează sexul, nu contează nimic. Vii, probezi, vezi dacă îți place, vezi dacă te regăsești. După care stabilești dacă ai timp pentru asta. Că cel mai mult timpul e problemă la toată lumea. Mi-a plăcut să nu fac prea mult chestia asta, pentru că în momentul în care fac, vreau să fiu 100% acolo. Când am început să fiu mai puțin de 100%, nu mai simt că dau tot cea mai bun din mine pentru oamenii care vin și atunci nu mai fac. Drept urmare, aveam, de exemplu, aveam 3 ore consecutive și simțeam că scârțiam la ultima oră. Nu simțeam eu că sunt acolo. Și am decis că atât pentru mine cât și pentru ceilalți să scot ora aia. Iar dacă multul lumii mi-a zis, bă, dar financiar era mai bine. Nu e o chestie pe care pun accent. Că astea oricum, când faci ceea ce îți place și crezi în ceea ce faci, partea financiară o să vină singură după aia. Acum depinde de fiecare. Deci, revenind la Vlad, la Vlad cu transplantul de păr. De pe fund, da, se poate. Nu, că nu vreau să am aici păr drept și după aia creț. Da, exact. Adică e... și negru. Ai opțiunea să alegi atât antrenamente indoor cât și outdoor. Și afară și la interior. Iar eu pe cât de mult îmi plac antrenamentele în colectiv, pe atât de mult le ador pe cele de afară. Pentru că cele de afară ți oferă
un mediu pe care nu poți să-l controlezi. Și atunci când nu poți să controlezi mediul, te adaptezi. E o chestie de adaptare. Noi, de exemplu, ne-am antrenat 365 zile în 365, indiferent că a fost pe pandemie. Pe pandemie chiar vreau zic că s-au antrenat mai tare decât mulți dintre cei care fac partea asta de Spartan, s-au antrenat mai mult decât se antrenează acum. Când lucrurile s-au mai relaxat, că atunci eram în casă toți, dădeam provocări la toată lumea, făceam pe Zoom, ne adunam toți antrenamente dimineața, adică a fost o chestie foarte șmecheră. Deci dacă vrei, ai de unde alege atât afară cât și la interior. Antrenamentele sunt foarte variate, sunt atât de variate încât nu știi ce te așteaptă, ceea ce creează o surpriză de multe ori. Adică nu te plictisești. Nu te plictisești, dar să știi că e și greu să încerci să dezvolți niște capacități fizice fără oarecare rutină. Pentru că în momentul când ai o varietate prea mare, nu poți să dezvolți un lucru. Adică ca să dezvolți, trebuie să-l practici. Ca să-l practici, trebuie să ai un N număr de ore pe care l-ai practicat. Uh-huh. Nu poți să practic, de exemplu, un exercițiu, îl practic o săptămână și gata, am devenit bun la el. N-ai cum. 10.000 de ore, regulă. Cel puțin. Cel puțin 10.000 de ore. Asta era treaba cu un job. Dar pe partea de sport, mult mai mult. Ai nevoie de ani să devii atât de perfecționist, să te privești, să te știi atât de bine încât calculezi timpul și ceea ce trebuie să faci foarte precis. Înțelegi? Ce aș putea să spun? Chestia cu vrutul e cel mai greu pas. După ce ai venit, o să vezi că e totul mai ușor. Adică asta este principala problemă la majoritatea persoanelor, e că de la a face, da, până la a practica, e drum mare. Am oameni care mi-au venit, mi-au zis acum 2 ani, 3 ani de zile, băi, că vreau să mă mișc, vreau să vin, vreau așa, și când am venit, zis, dacă te mișcai de când am vorbit prima dată. Sau cei care au revenit. Am oameni care au rămas și în exemple și au 3, au 4 ani de mișcare și au schimbat viața la 180 de grade și nu cred că există om care să nu-și schimbi viața pe orice plan datorită părții fizice. Pentru că în momentul când la nivel psihologic tu depășești anumite obstacole fizice, automat îți devine mai ușor să le depășești și pe celelalte din viața de zi cu zi. Atât fizic cât și psihic. E mult mai practic. Adică, bă, le-am făcut pe ăstea ce mi-e să fac. Exact. Băi, am trecut... noi ca oameni suntem obișnuiți să ne simțim așa că, băi, merit. Înțelegi? Adică, mamă, am trecut de chestia asta. O recompensă. Din școala primară încep cu recompense. Chiar dacă nu este un mod foarte, foarte benefic, zic eu, de creștere, dar din mic încep cu premiul 1, premiul 2, 3 mențiuni. Și te simți, te cataloghezi în funcție de premiile pe care le primești, ceea ce este un lucru cam nașpa. Adică tu poți să devii... Eu dau exemplu, nu am fost cel mai... bun elev, student, n-am avut nicio gară, eu am învățat exact cât mi-a plăcut, da? Bătaie mi-am luat din orice punct de vedere, mi-am luat cu toată casa, așa? Deci nu pot să zic că vedeam eu în mine că dacă luam premiul întâi într-a întâia o să, sau premiul întâi într-a opta, băi, ăsta o să fie om de succes. Nu. Asta n-are nicio legătură. Și tu ce faci? În momentul în care ai depășit un antrenament, un obstacol și ai o reușită, zici, mamă, ce tare mă simt. Am trecut. Înțelegi? Am un băiat la sală, a fost cu noi acum, a fost o adunare a grupurilor de spartani din țară, la cheile grădiștii, și am un băiat la 100 și ceva de chile și a făcut un lucru pe care el nu l-a făcut niciodată în viața lui și s-a simțit atât de mândru, deci să-ți crești ego-ul treptat cu lucruri, cu provocări fizice, te dezvoltă ca om. Înțelegi? Pentru că după aia te legi mult mai ușor de chestia asta. Stai, m-am trecut de aia și nu pot eu să fac asta la alta.
leagă și se adună. Ei, cum era chestia aia? Dollar cost average. Gen, e mult mai ușor să pui un leu pe zi deoparte decât să încerci să pui un milion deodată. De, așa e și cu fizicul. E mult mai ușor să faci azi 10 minute, mâine 10 minute, poimi 10 minute, decât să mă duc odată o oră și să mă pun în fund o săptămână. Eu prefer să mă antrenez în fiecare zi la un nivel mai redus, dar mă antrenez în fiecare zi, decât să mă antrenez de săptămână și cealaltă zi să fiu rupt. La fel cum e programul 12-24. Degeaba lucrez 12-24 dacă dormi, te rupi după aia. Așa e lucrat 12 ore. Da, așa e. E un mod sănătos de a gândi. Și să zicem că Vlad a venit la tine, tu l-ai acceptat pe Vlad, bineînțeles că ai zis că pare rău de el și hai, vino cu a. Cum începi? Ușor, ușor? Îl chemi fiecare zi? Vine când vrea el, cum vrea el? Sau cum e? Eu am spus întotdeauna la cei care au venit pentru prima dată, faci cât poți. Chiar dacă o faci cât poți, ăstea poate să însemne una din 10 repetări sau un minut din 10 minute ce lucrăm noi acolo. Ideea este că eu nu am nu știu ce așteptări de la tine. E logic, ești la început, nu pot să stau cu biciul pe tine. Dar îți cunoscut că sunt puțin mai agresiv la întrebare. Mai agresiv, mai sever. Adică eu când țip la toată lumea. Și nu neapărat că țip. E un colț acolo la tine la sală unde poate să plângă lumea? E un colț și la duș, dai drumul la duș, faci pipi în colț acolo și plângi. Depinde. În funcție de obiceiurile tale. De cum te... Da. Ca să zic așa, un parcurs sau unui începător, recomand direct să nu-ți faci program, chiar dacă la adulți este puțin mai dificil, eu aș merge tot timpul să-ți faci programul după programul sălii, după programul meu, pentru că atunci ești mult mai strict cu tine decât să-ți faci programul după programul tău. Că atunci când îți faci programul după programul tău, nu-ți creezi un obicei. Înțelegi? Adică nu mănânci micul dejun seara, nu? Îl mănânci dimineața. E cam asta și cu sala. Nu mă duc la sală azi de la 2, mâine de la 5. Încearcă să faci un obicei prin a te duce tot timpul la aceeași oră. Deci vii, eu preferabil zic la toată lumea la început, minim 3 luni de zile îți recomand la începători să înveți o anumită parte din tehnică. Pentru că nu toate exercițiile le fac cu propriul corp, am și alte accesorii și trebuie să-ți faci o oarecare idee despre ce se întâmplă ca să poți să evoluezi. După care intri în partea de poți să alegi să vii la intermediar avansați și acolo se schimbă treaba. Se schimbă prin intensitate, prin durata exercițiilor și de aici eu jonglez foarte mult cu intensitatea și cu varietatea exercițiilor. Acolo se schimbă tot. Înțelegi? Și asta intensitatea ți-o adaptezi tu tot timpul la efort. Înțelegi? Adică oricum un om care vine prima dată nu o să poată să facă ce face ăla de 3 ani, dar poți să mimici ceea ce face. După care ușor, ușor îți crește și condiția fizică. E un proces destul de simplu, dar este greu prin simplu fapt că oamenii se apucă de un lucru și îl lasă. Consecvență. Exact. Deci, și asta pentru că sunt oamenii slabi. Eu poate că de multe ori par așa puțin, cum să spun eu, cu nasul pe sus. Arogant. Da. Da. Dar prin prisma jobului și a faptului că am lucrat și lucrez cu oamenii sunt puturoși. Deci e super simplu, super, cel puțin când vine vorba de parte fizică. Dacă mă iei la tine acasă și îți deschid dulapul, pot să zic atât de multe despre tine. Înțelegi? De mâncare, nu? Nu neapărat de mâncare. Ca orice dulap. Orice dulap. Înțelegi? Spune foarte multe lucruri despre tine. Faptul, modul în care îți ții
casa, modul în care ții încăperea în care stai cel mai mult timp. Dacă ești dezordonat acolo, nu te aștepta să fii bombă în altă parte. Că n-ai cum, înțelegi? Adică când tu începi să dai atenție la lucrurile mărunte din viața ta care te întâlnești zilnic, atunci o să fii mult mai productiv și pe partea asta fizică. La mine se leagă mult mai mult productivitatea mea, se leagă mult mai mult de ceea ce fac zilnic decât de ceea ce fac odată la nu știu cât timp. Că astea s-o dată la nu știu cât timp și nu au un impact major. Mai mult ar avea un impact, de exemplu, să duc gunoi în fiecare zi. Că nu stau după aia să-mi pută casa toată ziua. Păi și ai zis că faci antrenament 365 zile pe an? Da. Și dacă pleci în concediu, faci acolo antrenament? Fac antrenament. Tocmai am venit din concediu, 7 zile de concediu, 7 zile de antrenamente. Nu există... Îți păstrezi rutina sau ți-o adaptezi cumva la concediu? Încerc să adaptez rutina și să iau accesoriile care le consider eu cele mai folositoare mie în momentul de față. De exemplu, acum am plecat în concediu, mi-am luat kettlebell-ul cu mine, că sunt, pe lângă că sunt instructor de kettlebell, îs și devotat. Îmi place extraordinar de mult. Îl consider un accesoriu elementar al oricărei facilități din astea cu sport. Kettlebell-ul e greutatea aia de cântar cu mâner. Da, e o bilă cu mâner. Cam așa ar însemna pentru cei care nu cunosc accesoriu. Iar eu mi-l iau. Adică îți iei haine, de ce nu ți-ai luat ceea ce folosești tot timpul? E pentru mine. Eu nu pot să spun la toată lumea acum să facă ca mine. Dar nu există concediu fără sport. Adică sportul este exact același lucru pentru mine ca și cum te-ai spalat pe dinți. Nu mă culc fără să mă spăl pe dinți, că chestii care nu le suport. Concediu fără sport? Nu. Ceea ce clădești se pierde mult, mult mai rapid, înțelegi? Decât ai face la loc. Adică eu dacă stau acum, îți dau un exemplu, am făcut o iarnă întreagă de antrenamente, da? Și mă duc o săptămână în concediu, păi eu deja după 3 zile mușchiul începe să atrofieze. Ce am făcut? Am dat înapoi. După 2 săptămâni capacitatea pulmonară scade. Și eu am stat și mi-am rupt ficații ca să ce? Adică oricum tu după 40 de ani încolo, asta în, să zicem așa, în, la o persoană care este activă, începi să scadă funcțiile așa, câte 1%, 1%. Păi dacă eu deja nu mă mișc și mai iau și concediu în care nu mă mișc, ce am făcut? Adică... Trebuie să-ți meriți concediu. Asta cu meritatul, cred că este doar la câini. Înțelegi? Adică meriți... Un trit. Că, asta vorbeam la un moment dat cu un vârdea meu și îmi zicea despre cheat meal, asta cu o masă să mănânc tot ce vreau. Băi, nu, poți să mănânci tot ce vrei când vrei. Faptul că ți induci tu că meriți, e un semn de slăbiciune a ta. Că meriți. Tu nu trebuie să meriți. Tu poți să faci, ești adult, ai consimțământ, poți să mănânci ce vrei când vrei. Nu, da. Omului îi place să-și dea, să-și facă, să-și inducă, înțelegi, că ceea ce face e atât de bine încât chiar trebuie să-și să le răsplătească cumva. Și cum? Dar nu o să mă răsplătesc acum cu un ghiveci de legume. Normal. Au, frate, un Mac puișor, un ceva să meargă bine, nu? Când e ultima oară când ai mâncat la Mac? Nu am mâncat de la Mac de foarte mult timp. Foarte mult timp. Iar dacă am ultima dată, pot să zic, a fost acum câțiva ani, acum vreo 2 ani, cred, și a fost ca ultima opțiune. Iar dacă aș mai repeta vreodată așa, tot aș merge pe Mac Toast-ul ăla. Toast cu... Cașcaval și o șuncă. Cu cașcaval scot carnea aia de la... Vegan?
Nu vegan. Nu știi ce... Nu vegan. Aia nu e carne. E marketing, tot e marketing. Deci, iată, oamenii ăștia, nu vorbesc acum neapărat de McDonald's, dar oamenii în general care lucrează cu plasare de produse au devenit atât de eficienți în a capta omul de rând, încât tu te duci la market, ai atmosfera plăcută, ai luminile cad frumos pe produs, ai ambalajul extra mega plăcut, așa, ai încât tu ai impresia că e exact ce trebuie. Mama mea a făcut o vită de acolo, când normal poate văcuța aia a stat într-un lăcăș, așa, într-un țarc din ăsta, cred că mai mic decât am eu aici, așa, înțelegi? N-a văzut lumina zilei niciodată și cam asta a fost. Știai că 50% din antibioticele din lume sunt folosite animale, da. La animale? Uh-huh. 50%. Jesus. Păi câteva miliarde de vaci. Păi da, dar gândește că într-o încăpere de genul ăsta care suntem noi acum, da, ai putea crește pe puțin, nu știu, să zic vreo 200 de găini. 200 de găini. 20 de porci. Ce se întâmplă? Sau 20 de porci. Ce se întâmplă când ai multe vietăți într-un singur loc? Îți dezvoltă microbii. Clar. E de ajuns una să fie. Că după aia sunt toate. Toate. Da, și nu sunt vegan. Încerc să limitez chiar treptat așa. Am încercat un an de zile. Un om ca carne deloc. Chiar atunci făceam eu fotografii de eveniment și a fost, nu știu cum s-a nimerit, a fost anul cu cele mai multe evenimente și mâncam numai cartofi și ce mai rămâneau la... De unde aveai energie la sfârșit? Băi, sincer zic, a fost perioada în care am avut foarte multe din astea crochete cu hrișcă, batoane cu semințe, lucruri care nu sunt atât de accesibile, adică îi prostesc să ai acces atât de mult la lucruri negative pentru tine și foarte puțin acces și costuri mult mai ridicate la astea care sunt benefice. Dar dacă începi să ți le faci tu, ajungi să-ți dai seama că este mai ieftin este să trăiești mai sănătos, înțelegi? Decât să... Bine, și mai ieftin și mai benefic faci. Și mai ieftin și mai benefic, dar totul este greu. Este greu. Îți dau exemplu de... este un tip, un alergător de lungă distanță și avea în cartea lui, zicea în felul următor, contează foarte mult locația în care ești. Deci el a putut să fie vegan, înțelegi? Doar pentru faptul că trăia într-un orășel din ăsta în care ăia ridicau foarte mult partea asta de vegan. Înțelegi? Aveau prin buticuri cu mâncare vegetariană, multe pieți, lucruri care la noi în ultimii ani... Accesibilitatea, da. În ultimii ani la noi marketurile au luat fața la tot. Și chiar dacă te duci acum și la piață, nu știu câți la sută din țărani mai au produse care sunt aduse, de exemplu, am fost de curând, aveau pepeni, păi pepenii încă nu au apărut, înțelegi? În Turcia sau... Da, ei s-ar contrazice cu tine, sunt făcuți la seră aici. La... Sigur, sigur, da, asta e... Da. E cuvântul lor contra cuvântului. Deci tău. Nu încerci să eviți carnea din comerț. Încerc. Am zis să încerc să evit carnea de comerț. Am mai încercat să mă prostesc așa chiar și de curând. Băi, nu mai intră. Nu mai intră, pentru că știi care este cea mai mare problemă? Să zice că prostul e mai fericit. Și e adevărat. Cu cât știi mai multe, cu atât îți este foarte greu să accepti. Deci azi, zic sincer, azi am văzut niște... o prezentare din asta... gen nu TED Talk, dar era o conferință de genul ăsta și arăta marketingul la produsele animale. Înțelegi? Și singura problemă ești tu ca cumpărător.
Pentru că roata va merge în continuare. Dacă la fel cum a fost și treaba cu Ronaldo acum cu Coca-Cola. Da. A scăzut la bursă 1,2%, 1,3%. O nimica toată. Fluctuații de genul ăsta în bursă sunt în fiecare zi. Adică bine, chiar și mai mari. I-a făcut mai mult reclamă decât... Exact. Și acum... Nu știu câte lume știe că Coca-Cola e una dintre cele mai mari companii care vând apă. Apă plată, înțelegi? Adică ce a făcut ăla? A dat la o parte, două. Exact, marketing. A dus Coca-Cola. Păi s-a vorbit acum, indiferent. Nu există publicitate negativă, în primul rând. Orice publicitate e publicitate, clar. Deci, nu. Eu acum încerc să... Știi ce, renunț puțin? Nu știi ce brand de apă era ăla pe care l-a ridicat Ronaldo și când a făcut aia. Toată lumea vorbește despre Coca-Cola pe care a luat-o, nu despre apa pe care a pus-o. Da. Aia e cu apa. Apa. Na. Ce să zic? Da, încerc să evit. Încerc să evit, repet. Nu e o chestie, nu sunt chiar așa strict. Dar e o chestie care... E un lucru în continuare is under construction, așa, pe partea asta, dar mă bucur că foarte multe din lucrurile pe care le făceam în trecut le-am dat la o parte. Și astea sunt gen fast food-uri, nu? La restaurant, iar, nu prea mai merg la restaurante, cel puțin de la pandemie încoace, cred că am mers două ori și asta... când am avut anumite ieșiri. Știu că îți gătești cu mult unt în restaurant, de aia toată mâncarea de obicei are un gust mai bun la restaurant decât o faci acasă. Grăsimea dă gust. E logic. Și tu mănânci grăsime în general? Băi, dar grăsimea este foarte benefică. Nu. Benefică pentru tine. Înțelegi? Creierul papă multă grăsime, adică ai nevoie. De asta zic... Nu merg pe chestia cu dietele, pentru că nu se te... Se poate crea un deficit. Un deficit undeva. Da, creezi un deficit și atunci... Dar oricum, când începi să te pierzi prea mult în teorie, uiți care este principiul de bază cu care trebuie să-l urmezi. Înțelegi? Și principiul de bază pe care trebuie să-l urmezi e cantitatea. În orice e cantitatea. Acum, văzim un studiu să bată ăștia cap în cap. Bine, că mie mi se pare puțin absurd. Că nu contează caloriile atâta timp cât îți iei caloriile. E, asta nu prea merge. Adică dacă am băgat două ciocolăți, nu cred că îmi țin de foame ciocolățile toată ziua. Sigur, e un deficit în partea aia. N-ai nutrienți necesari, care, cel puțin ca sportiv, nu poți să susții efort de lungă durată cu două ciocolăți. Dar, repet, cantitatea, foarte importantă. E lucru care toată lumea ar trebui să dea atenție. Băi, frate, nu contează că te duci în stânga-dreapta, că piși de acolo, piși de acolo. Cât pișc? Ții o evidență? Câți dintre voi țineți o evidență a ceea ce mâncați? Am încercat, e greu. Băi, știi de ce e greu? Pentru că ai o varietate foarte mare și nu ești constant în ceea ce faci. Adică eu știu sigur că în fiecare dimineață când mă trezesc, primul lucru pe care îl fac, mi-am pus cana de metal pe foc, da? Mi-am încălzit 3 minute apa, mi-am stors o lămâie, am băut. Ăla știu sigur. Ce rol are încălzirea apei? Bei apă călduță cu lămâie, alcalinizezi apa. Okay. Nu știam, credeam că merge și apă la temperatura camerei, spui lămâie. Băi, și așa, nu este nicio problemă. Poți să pui 10.000 de rețete din astea, înțelegi? Da. Poți să pui sare, poți să pui bicarbonat, poți să... 10.000 de chestii. Ideea este să-ți faci un obicei care merge pentru tine, care te face să te simți bine, l-ai descoperit, ține-te de el. Nu repare un lucru care nu are nevoie să fie reparat. Da, chiar, de ce n-ai zis cafea? Cafea bei? Beau și cafea. Beau, sincer să zic, e cel mai grav viciu așa pe care... Bine, fără zahăr. Și fără lapte. Nu. Nu. Neagră ca sufletului. Nu, n-am nicio... Lapte, să știi că mai pun la ea. Mai mult o beau Nesquik când o beau, adică Nesquik. Da, o fac la ibric, la abur și din aia turcească. Nu o beau dimineața, nu, adică n-ai nevoie că ți-ai energie din antrenament.
Nu că ți-ai energia de antrenament neapărat, dar am dormit seara. De ce să mă trezesc să-mi dau cafea? Adică nu văd rostul. Nu mă ajută cu nimic. Sunt care zic că, băi, mă ajută la scaun, la nu știu ce. Păi dacă te ajută la scaun, înseamnă ai altă nu problemă. Ai altă problemă. Nu o rezolvi cu cafeaua. Ar fi cazul să dai puțin atenție la alimentație, să vezi acolo, papi niște fibre, merge bine treaba, nu... Înțelegi? Adică dacă în primele 5 minute de la trezire tu nu te duci la baie, ai o problemă. Părerea mea. Adică nu... Viața fără tron nu concep. Eu am o întrebare. Presupunem că aș vrea să vin la tine. Da. Când ai antrenamentele cu grupele tale? Lunea, miercurea și vinerea pentru începători de la ora 6 după amiază. Așa. Lunea, miercurea și vinerea avansați sunt la ora 6 dimineață. Am și ore de la 8 dimineață, am și ore de la 7 după amiază. Marțea și joia 6:30 afară și ora 6 după amiază. Și în weekend n-ai? În weekend am sâmbăta spartanul, duminica alergare lungă sau antrenament lung. Deci am și în weekend. Ce înseamnă alergare lungă? Alergarea lungă în general e... Treci la București? Tot ce trece de oră și un sfert e considerat alergare lungă. Sau tot ce trece de 14-15 km în funcție de teren. Că 14 km pe asfalt drept nu echivalează cu 14 km pe montan. N-ai nicio treabă. Ai trucuri de astea psihologice pe care le folosești ca să treci din momentul când creierul tău zice oprește? Da. Am al treilea picior și ar trebui să-l folosesc. Care este al treilea picior? N-ai înțeles aluzia. N-am prins-o cu asta. Dacă trucul meu personal, sexist, nu. Trucul meu personal este că ești bărbat și asta ar trebui să zică tot. Adică nu există lucrul. Da, pussiness nu există. Aoleu. Adică fuck it. Pe românește cum ar fi... Băi, scuzele sunt la ordinea zilei. Sunt super mega ușor. Dacă tu ai ceva care îți trece prin cap și vrei să-l faci, nu văd ce ar putea să te împiedice. Dacă nu este un lucru financiar, da, zicem, băi, vreau să-mi iau un Lamborghini, dau un exemplu, este ceva ieșit din comun, peste capacitățile tale în momentul de față. Dacă îmi zici, băi, aș vrea să încep să mă mișc, păi încep să te miști, azi. Toată lumea zice de luni, sau la anul, sau mâine. New Year's Resurrection sau ce? Resolution. Așa, resurrection. Merge și Resurrection. Da. Zici, mamă, gata, frate, de la anul blană. Nu, de azi. Am care mi-au scris, băi, vreau să vin să mă mișc. Hai că vin săptămâna viitoare. De ce nu vii de azi? Am la ora cutare. Da. Nu văd sensul să amâni. E la fel ca și cum noi doi purtăm o discuție și eu zic, băi, mergem sâmbătă asta la un grătar, tu dacă îmi zici mie, băi, nu știu, cred, e clar că nu mergi. Înțeleg, dacă tu mi-ai zis cu jumătate de gură, impulsul tău a fost spre nu. Nu a fost, daci entuziasmat sunt, băi, facem. E clar, dacă tu vrei, vii și faci. Înțelegi? Iar ca trucuri în momentul în care am dificultăți, că la fel ca orice persoană nu sunt un robot, și am avut momente în care eram pur și simplu saturat. Nu mai aveam niciun chef. E atunci trebuie să te gândești puțin și în spate și la tot ce ai făcut și la de ce ai făcut și fiecare persoană trebuie să aibă un cum ar zice David Goggins, trebuie să ai cookie jar-ul tău. Mă gândeam că ăsta e idolul tău. Unul din idolii mei. Cine-i domnul? Ei, caut, un fost Navy SEAL, Green Beret, le-a făcut, a trecut prin toate. Băietul la negru? Da, la băietul la negru. Da, omul foarte tare că este exemplu clasic. Eu m-am regăsit mult în cartea lui pentru că n-am avut o viață din asta de vis. Mama, am fost școală, liceu, facultate. N-am avut posibilitățile astea. Eu liceul l-am terminat la 30 de ani, adică a fost o chestie și atunci s-a putut, atunci l-am terminat, fuck it, ca să zic și eu că am liceu, mamă. Așa, nu am studii
extra mega ordinare, dar pe ceea ce fac și îmi place, sunt foarte bun și consider că sunt foarte bun și consider că am tot timpul de învățat. Înțelegi? E un lucru care bate la fund pe oricine, simplu fapt că îți pui în cap că tu tot timpul trebuie să fii elev. Da? Eu niciodată nu port discuții cu oamenii din jurul meu ca și cum eu sunt mai bun, tu ești mai prost. Nu, chestia asta e, discut cu tine, toată lumea are aceeași capacitate pe care o am eu, singura diferență o face, eu fac, tu alegi să nu faci. Fiecare persoană din încăperea asta poate să fie ca mine, da? Alegi să fii sau nu alegi. Astea sunt alegerile fiecărei persoane, înțelegi? E simplu, în teorie. În teorie. În practică... E un pic mai greu. Dacă nu o să mai auziți din noi după conversația asta, sigur a scos Iulian untul din noi. Sau ne-a pus să facem flotări până am leșinat aici. Da. Iulian mai... nu știu, nici nu știu. Eu trebuie să mă apuc de sport sau ceva. Nu știu ce să fac după conversația asta. Păi, mergem la el. Băi, trebuie să-ți dai seama. Știi cum e? Trebuie să încerci. Și... faza șmecheră pe care am captat-o și eu în discuțiile cu diferiți prieteni, diferiți oameni, e că niciodată nu trebuie să fii bun pe un singur lucru. Înțelegi? Învață și experimentează și altceva, ieși din zona ta de confort, poate să fie pe sport, poate să fie pe politic, poate să fie pe orice altceva. Dar un lucru învățat nou e un lucru învățat nou. Dar dacă o zi pe care o repeți și la fel, va fi o zi la fel, nu ai plecat cu nimic. De asta, dacă tu n-ai treabă cu sportul și ai vrea, te interesează partea asta, vino și încearcă, măcar să știi despre ce este vorba, măcar să simți cum se cheamă, tensiunea aia din momentul respectiv, să știi, băi, așa se simte, nu poți să-ți explici niciodată cineva, băi, ce fel e la 2000 de metri dacă tu ai stat numai la Dunăre aici. Trebuie să încerci. Încearcă, variază lucrurile pe care le faci, pentru că conceptul meu e, cu spartanul se leagă foarte mult, la fel cum am zis de la început, e mai mult parte teoretică decât fizică pentru mine, pentru că am înconjurat de încercări, chiar și podcastul ăsta pentru mine a fost o încercare, da? I-am scoate din zona mea de confort. Pentru că pot foarte ușor. Eu, de exemplu, eu nu mă simt deloc confortabil în haine din astea casual. Mi-mi place foarte mult sport. 90% din garderoba mea, dacă vii acasă la mine, sport. Adidas, sport. Haine, sport. Atât. Înțelegi? Deci nu. Dar trebuie să ies și din zona de confort ca să învăț lucruri noi. Asta mă face pe mine spartan. E un segue excelent. Unde te găsești lumea dacă vrea să vină la antrenament? Cum te contactează? Cum intri în legătură cu Iulian? Noi am avut pile, dar... Pe internet ar putea să mă găsească pe sanduiulian.com. S-ar putea, nu? Ar putea, așa. Sandu Iulian Marian pe Facebook, Sandu Iulian Marian pe Instagram. Aha. Cam, sau un contact arondi în sanduiulian.com. Excelent. Super simplu. Iulian, mulțumim extraordinar de mult că ai venit și... Da, ne-ai dat așa mai multe teme de gândire, cel puțin mie. Și... Eu te întreb o secundă așa. Ca să facem asta în adevăratul sens al cuvântului, știi, aia o mână spală pe alta, cum ar veni. Acum, voi ar trebui să veniți la mine. Da, să facem, da? Review. Și facem un review, dar vă fac și eu un video, așa, cu bine... Adică măcar eu am transpirat aici pe loc așa de oarecum. Mi-era frică de asta. Ieșitul din carapacea mea, așa. Acum trebuie să ieșiți și voi din carapacea voastră. Așa, deci mă bag și eu, ce să fac, să par pusi acum. Mâine la 6 ai zis? Stai mă că a zis lunea. Azi nu, da, vineri la 6, da. Azi nu am echipament. Vineri la 6. Mâine la 6, da? Unde? Mâine la 6. Mâine la 6 pe Coșbuc 122, peste stradă de spălătoria Benin. Gata. Black Tiger Club. Mâine fix vineri. Da. Știi unde e Comdata? La un băț peste. Ah, gata, da, știu. Ai înțeles? Deci mâine la ora 6. Deci azi este 17, da?
mâine în 18, trebuie să revenim cu... Deci de luni. Mâine. Deci mâine, dacă nu sunteți acolo, clar... Nu vreți. În camera aia, da? Da. Băieții nu or să fie de cuvânt, adică... Puse. Credibilitate zero... Subscribe, nu? Share deloc? Asta e. Nici măcar un comentariu. Da, da, adică măcar să simți puțin, băi, ies din cu ce, cu ce să ne îmbrăcăm? Rocky, dacă... deci, super simplu, antrenamentele mele să facă în piciorul gol sau în ciorap, da, sunt un adept a barefoot training, în general, e... Afară folosești vibramuri? Am folosit vibramul, dar având în vedere că alergi pe șosea, am preferat să nu. Vibramul am folosit, cred că de vreo, am folosit vreo 8 ani de zile am avut. După aia, antrenamentele din sală le-am avut numai în picioarele goale, kickbox-ul în picioarele goale, jiu-jitsu în picioarele goale, deci eu sunt super mega obișnuit cu antrenamentele în piciorul gol. Și mi-au venit oameni care aveau probleme cu tălpile, cu încheieturile și s-au rezolvat. Și mai ales încălțămintea, gândește. Uite, eu mă uit la Adidas și ăștia azi, ziceam soții. Același model am. Ești nebun. Mi-a cumpărat o pereche de Adidas și zic, băi, mie mi-a morțit piciorul la Adidas ăștia. Deci Adidas nu sunt făcuți în general așa, că nu sunt făcuți pentru picior. Piciorul tău trebuie să stea cu degetele libere, relaxate. Tu dacă stai așa, deci un Adidas care este oarecum frumos, da, așa, ți stau degetele așa. Da. Deci, și după o zi întreagă de stat în Adidas și ciorapi, ce faci? Ajungi acasă și cred că foarte mulți dintre voi dormiți cu ciorapi în picioare. Pe perioada iernii. Și eu știu majoritatea persoanelor, asta fac, stau, e ultimul moment când îi scoși și îi arunci. Da, dar asta e în general cu piciorul acoperit. Nu-i benefic deloc pentru tine. Când a fost ultima dată când te-ai masat la degete? Să stai tu, să iei degetele, să le masezi. Eu nu am mobilitate, de abia ajung la picioare. Dacă... Nici nu și-a văzut degetele. Cred că e un mit. Asta e o problemă foarte mare. Când a fost, pot zic, faptul că nu ai capacitatea să-ți duci palmele la degete, la picioare, este iar o problemă foarte mare. O rezolvi? Se poate rezolva, clar. Brusc sau în timp? Nu, minim 3 luni până când a fi. Nu într-o oră, două, dar ai fi surprins când decurs de 10 minute poți să-ți mărești mobilitatea, flexibilitatea, pardon, cu foarte mult. Cu foarte mult. Eu vreau să vin la tine să îl contrazic pe George, care a zis că după o anumită vârstă nu mai ești așa de agil, nu mai poți să mai... Aș putea să-l contrazic și eu, pentru că cunosc yoghini care s-au apucat târziu, da? Și după câțiva ani de practică își dau picioarele după cap, fără probleme. Flexibilitatea? Nu de flexibilitate, era vorba de el dansator fiind, da, cu astea, agilitate în mișcare. Păi agilitatea e una, flexibilitatea e alta. Agilitatea, clar, viteza de reacție pe care o ai tu e un lucru care scade în timp. Mm-hmm. Nu este niciun... Nu pot să-l contrazic. Este, e logic. N-ai cum. Dar o diferență foarte mare între accidentările bătrânilor o face foarte mult mobilitatea. Pentru că în momentul în care tu ai căzut, dacă tu ești obișnuit să stai țapă în tot timpul, înțelegi? Nu mai ușor îți fracturezi membrile decât atunci când tu poți să duc, de exemplu, eu pot, sunt capabil să-mi duc mâna așa, da? Fără și n-am să... nimic. Da. Chiar și când la rece, înțelegi? Față de cel care n-a făcut nimic. Înțelegi? Ăla care n-a făcut nimic, automat a pus mâna jos, pac, s-a accidentat. Pa, pa. Și oricum, marea majoritate a bătrânilor care se accidentează pe timpul iernii, în general, e datorită incapacității de a se ține. Înțelegi? Forță în antebraț zero. Și eu, la fel. Și îți faci test super simplu. Urci pe bară,
și vezi dacă poți stai un minut. Nu un minut, 30 secunde. Înțelegi că e niște chestii super simple pe care poți să le testezi. Dar poți să-ți discut până mâine de chestiile astea, că ideea e să încerci, vii, problemele în general se rezolvă, trebuie doar să vrei, da. Acum e o diferență într-o accidentare, propriu zis, și o chestie că stau mult la birou. Da, să știi că există chiar într-un timp, începusim, ți-am zis că începusim cu un canal așa, și făcusem, aveam în plan să fac un filmuleț pentru statul la calculator și exerciții de mobilitate pentru atunci când stai la calculator. Înțeleg? E foarte folositor pentru cei care lucrează 8 ore pe zi, că sunt o grămadă care lucrează și mai mult. Păi te ucide statul la calculator. Te îndoaie, îți creează o incapacitate foarte mare de mișcare după aia. Și mai sunt couch potatoes, cei care cum se cheamă? Gym couch potato, cum s-ar zice. Și cei care muncesc și după aia îți duc la sală. Înțelegi? Nu este nicio mare diferență. Adică nu o să poți să repari faptul că tu stai 8 ore pe zi și te duci o oră la sală. Balansa n-are nicio treabă. E infirm. Da, la tot e mai mult decât dacă nu e mai bine, dar impactul pe care tu l-ai pe faptul că tu stai 8 ore și nu îți faci pauze, de exemplu, o să faci la jumătate de oră, la 45 de minute maxim, aș zice eu așa, să te ridici, să te miști, să-ți iei o pauză de 5 minute, să faci câteva exerciții de mișcare, e crucial. Nu ne dăm seama acum, eu am zis tot timpul despre mine că sunt un bătrân tânăr. Eu mă gândesc în timp, înțelegi? Mă gândesc, băi, peste 30 de ani, ce vreau să fac, fizic vorbind, ce pot să... Vreau să merg, să nu am să nu am nevoie de ajutorul unui accesoriu sau unei persoane. Vreau să fiu apt să mă leg singur la șireturi. Independent. Vreau să fiu apt să mă aplec. Înțelegi? Chestiile astea. Cred că noi ăștia tineri trăim mult prea mult în prezent cu acțiunile astea și prea puțin în viitor. Și asta o să ne mănânce pe fiecare. Dar la urma urmei de asta există multifarmacii, de asta nu există un business că nu merge. Înțelegi? Eu, deci în ultimii ani nu pot să mă contrazici că a explodat farmaciile la noi. Deci e incredibil. Și o farmacie nu cred că stă degeaba când nu merge. Da. Înțelegi? Adică și dureri de spate. Și toată lumea au medicamente. Eu medicamente nu le agrez. Am trăit o viață cu maica mea care păpa pastile, parcă ziceai că băga bun din ăla. Și nu, mi-am creat o repulsie foarte mare pe partea de medicamente. Și voi ar trebui la fel, atât voi cât și cei care or să uite la episodul ăsta. Băi, tu știi ce simplu scapi de o grămadă de probleme prin mișcare? E o grămadă de probleme, de la anxietate, la depresie, la orice. Te ajută enorm de mult. Să faci asta constant. Momentan o să fiu eu în depresie pentru tot ce ne-ai zis tu, dar sper să scap de ea la antrenament. Dar mâine scap de depresie. Da, mâine scap de depresie. O să scoată depresia din noi. Bine, mulțumim frumos, Iulian, pentru tot. Cu drag. Și mult succes. Mulțumesc la fel, băieți. Mersi.